Celina Petrescu a cunoscut de curând un om deosebit, al cărui destin a ținut neapărat să fie prezentat în emisiunea noastră. Între noi, stimați telespectatori, dacă nu majoritatea, suntem nemulțumiți, nefericiți chiar, că nu avem gloria pe care credem că am merita-o, averea și norocul pe care ni le dorim cu ardoare, că nu suntem respectați și iubiți de ceilalți atât cât am vrea. Dar câți dintre noi sunt dispuși să accepte că nu au luptat mai deloc pentru a se întâlni cu acel destin la care visează? Jur pe acolo medicul, pe Asclepios, Higeia și Panacea, și iau ca martori pe toți zeii să respect după puterea mea următorul jurământ. Jur! Jur! Niciodată nu voi vătăma pe nimeni ca să fiu pe placul cuiva. Jur! Jur! Nu voi prescrie un medicament ungător și nu voi da un sfat care să cauzeze moartea. Jur! Jur! Îmi voi păstra puritatea vieții mele și a artei mele. În fiecare casă unde ajung, voi intra numai pentru binele bolnavilor mei. Jur! Jur! Tot ce pot să aflu în timpul exercitării profesiei mele sau în relațiile zilnice cu oamenii, ceea ce nu trebuie răspândit, voi păstra ca taină și nu o voi destăinui niciodată. Jur! Jur! Anul acesta, șeful de promoție al Facultății de Stomatologie din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a fost un militar, capitanul Ioan Sârbu. El nu este un șef de promoție obișnuit. Notele de 10, obținute fără excepție în toți anii de facultate, inclusiv la examenele de licență, ne duc cu gândul la un obsedat de teorie, la un prizonier al turnului de Fildeș, la un tânăr ținut pe palme, cum se zice, de părinți, care ar avea posibilitatea să-i asigure acel confort necesar studiului aprofundat. Eu am avut șansa să mă nasc într-o familie deosebită, cu niște oameni deosebiți. Însă, posibilitățile dumnealor au fost oarecum precare. Așa a fost. Și acest lucru eu nu-l regret deloc, dar dimpotrivă vă mărturisesc că m-a înverșunat puțin. Și așa se face că eu a trebuit să părăsesc lucrurile pentru moment și să pornesc la o școală profesională pe care am absolvit-o. Deci este vorba de o școală profesională în care m-am pregătit ca strungar la întreprinderea mecanică Satu, grupul școlar de pe lângă întreprinderea mecanică Satu, care mie mi-a oferit niște condiții deosebite de a învăța și de a mă deprinde puțin cu aspectele profesiei și ale vieții. Dacă vreți, pentru mine era un lucru extraordinar să plec din satul meu și să mă văd dintr-o dată la oraș singur. Am fost impresionat, am fost marcat de lucrul acesta. Cam prin ce an se întâmplă asta? Lucrul acesta se întâmpla în anul 1976, la vârsta de 14 ani. M-am pregătit în meseria de strungar, am urmat cursurile liceului Seral, după care am simțit nevoia să fac altceva. De altfel, poate că nu greșesc dacă vă destăinui un mic secret, că profesoara mea de anatomie din școala generală, din acel cătun, care era o doamnă deosebită, se numea Puichiță Victoria și n-am să o uit niciodată, a fost tare supărată pe mine auzind că eu merg la o școală profesională, deoarece în tot timpul cât i-am fost elev, dumnea ei mi-a întrezărit mie o carieră medicală. Am absolvit școala profesională, mi-am absolvit liceu la Seral. A fost foarte greu. O perioadă puțin complicată, într-adevăr. Să lucrezi o săptămână schimb 1, două săptămâni consecutive schimb 3 pentru a putea să mergi la liceu. Însă vă mărturisesc că acest lucru eu l-am făcut cu toată responsabilitatea, mai cu seamă că simțeam nevoia să schimb mediul. Nu că mediul muncitoresc pentru mine era o ofensă, nu. Însă simțeam nevoia să schimb acest mediu pentru că el avea și anumite aspecte în care eu nu mă puteam încadra. Așa a fost.
Am mers la școala de subofițer sanitar, am susținut examenul de admitere, șansa mi-a surâs, pe care am absolvit-o în 1979 și am avut marea șansă, că de fapt asta este marea șansă a vieții mele, să fiu repartizat la Spitalul Notar Central. Spitalul Notar Central este instituția căreia, practic, eu îi datorez foarte, foarte mult, iar în ceea ce privește realizarea mea profesională îi datorez totul. Șansa mare a vieții mele a fost ca acolo, în această instituție, să întâlnesc niște oameni deosebiți. Niște oameni care mi-au pus cărțile în brață și nu mi le-a luat sau să-mi pună piedici în vreun fel. Dimpotrivă, tot timpul m-am simțit îndemnat să învăț și să îmi încerc șansele la stomatologie. Dar de ce credeți că vă ajutau? Pentru că bănuiesc că ați simțit vreodată că asemenea profesoare din asta de anatomie avea un impuls să vă împingă spre altceva, spre să ajungeți în alt, într-un fel să vă întâlniți cu propriul destin, că până la urmă cred că asta s-a întâmplat. Până la urmă eu confirm, da, destinul. Destinul a făcut ca eu să-mi realizez ceea ce practic nici n-am visat. Și toți acești oameni minunați, nu știu dacă este oportun, dar zău, din respectul pe care eu îl port, aș dori să-i menționez. N-am să uit niciodată personalitatea domnului general doctor Stănicioiu, dumnealui fiind în rezervă actualmente, domnului general Iliescu și, mai cu seamă, student fiind, de pregătirea mea directă, practic, i-am simțit tot timpul în jurul meu pe domnul colonel doctor Ibric, domnul colonel doctor Carabela și mai cu seamă domnul general Augustin, care practic mi-a creat, menționez încă o dată, student fiind, toate condițiile de a îmi însuși tainele acestei meserii și mai cu seamă m-a introdus tot domnul general major doctor Augustin, care este și comandantul Spitalului Notar Central, m-a introdus în fascinația unei specialități noi care este implantologia. Lucrarea de licență a capitanului dr. Ioan Sârbu este o sinteză dintre cunoștințele teoretice acumulate în facultate și experiența obținută atât la cursul de implantologie ținut la Spitalul Militar Central de profesorul Lincan, alături de care a și operat, cât și la Congresul din Grecia de implantologie, la care doctorul Ioan Sârbu a participat alături de maestrii săi, general major Mihai Augustin și profesorul Cănuță. Asta, deci implantologia presupune înlocuirea dinților lipsă de pe arcade prin dinți artificiali fixați pe implante. Acest implant este o structură metalică creat de om, gândit de om în scopul acesta de a înlocui dinții lipsă pe arcadă. Și peste aceste implante, după un anumit interval de timp, se realizează o suprastructură, o lucrare protetică care vine și preia funcțiile dinților pierduți, adică pe lângă funcția de bază, cea masticatorie, funcția fonetică și mai cu seamă cea fizionomică. Imaginați-vă ce înseamnă un om fără eventual un dinte din seria grupului frontal. Este un om mutilat, este o traumă fizionomică poate mai gravă decât cea funcțională. Cea masticatorie, evident. Deci, în câteva cuvinte, aceasta este la implantologia. Sau aceste tehnici există într-o fază evoluată, într-o fază mai puțin evoluată? Da, în țările dezvoltate, sigur că ea a făcut progrese poate mai mari, însă eu aș vrea să credeți că nu uzeți de modestie, ba dimpotrivă, vă fac o mărturisire că în țara noastră există preocuparea în plen acest sens, iar noi nu ne putem declara cu mult mai prejos decât colegii noștri din alte țări. Când afirm acest lucru, mă bazez pe următorul fapt, că în Spitalul Militar Central există un centru de implantologie și vă mărturisesc cu toată sinceritatea și chiar sunt mândru de acest lucru, că Armata este instituția care s-a gândit prima la necesitatea înființării acestui centru de implantologie. Practic, noi
nu ne-am propus să debutăm ca amatori în această artă, implantologie. Noi am debutat prin niște experimente. În lucrarea mea de diplomă are o parte experimentală, lucru pe care eu l-am realizat în Spitalul Dentar Central, la Centrul de Medicină Experimentală, unde am făcut numeroase intervenții pe câini, cărora le-am aplicat implante și a căror evoluție eu am urmărit-o, am urmărit evoluția, reacția biologică a țesutului în care eu am introdus acest implant, pe care ulterior le-am recoltat și le-am studiat la Institutul Oncologic București din punct de vedere al reacției carcinogenetice, al reacției imunitare și, bineînțeles, că am avut, așa și vă mărturisesc acest lucru cu toată sinceritatea și convingerea că așa este, am avut bucuria să constat că acest implant, practic, a fost o reușită. De-abia după aceea noi ne-am transferat experimentul pe om. Am avut marea șansă să fiu cooptat în colectivul de cercetare al unui tip de implant creat în România și pentru români. Mie mi-a revenit în alta cinste de a mă ocupa de experimentarea clinică. Acest experiment a fost practic fundamentul omologării de către Ministerul Sănătății a acestui tip de implant. M-am văzut citind jurământul lui Hipocrat și am văzut-o pe mama dumneavoastră printre studenții care purtau uniforma aceea specifică. Faptul că a venit din Oltenia, din Gorj mai exact, de unde se trage obârșia, și a ținut morții să fie lângă mine în acel moment, pentru mine a fost un lucru extraordinar. M-a emoționat și m-a onorat în același timp. Dar vă mărturisesc că perioada cât am fost student, mama mea mi-a promis acest lucru. Acum, ca și altă dată, s-a ținut de cuvânt. Și ca întotdeauna, de altfel, mama mea s-a ținut de cuvânt. Dar am simțit că, într-adevăr, este mândră de lucrul acesta, de momentul pe care eu îl trăiam și de etapa pe care eu o încheiam. Într-adevăr, odată cu depunerea jurământului lui Hipocrat, eu am încheiat o etapă, s-a încheiat o etapă în viața mea. Dar este sfârșitul începutului, dacă vreți. Că, de fapt, de acum încolo începe ceea ce și urmează să fac ceea ce mi-am dorit cu adevărat. A meritat să luptați atât pentru ca să faceți ceea ce vă place? A meritat și cred că merita mult mai mult. Când sunt în cabinet, când sunt lângă pacient, simt că acolo este locul meu. Iar un om care nu face ceea ce și-a dorit sau ceea ce îi place, cred că este un om chinuit. Realmente este un om chinuit. Eu am avut șansa și am șansa să fac ceea ce îmi place.